Vă invit să ne ridicăm în picioare, voi citi două versete, versetul 26 și 27 și 28, trei versete. Recitesc din pasajul care a fost citit în dimineața aceasta. În timpul acesta invit și pe fratele Ducu, pe fratele Gabi Crișan să vină în față. Și după ce voi citi acest pasaj, ne vom ruga Domnului ca Domnul să ne ierte și să ne curățească. Amin. Recunoaștem că n-avem merite înaintea Lui, dar în același timp recunoaștem și că suntem vinovați. Totuși, avem îndrăzneală în dimineața aceasta, s-a repetat de atâtea ori acest verset, să ne apropiem cu încredere de scaunul Harului. Să ne apropiem este datoria noastră, să avem încredere este datoria noastră, dar ne apropiem cu încredere pentru că Dumnezeu are milă, stă încă pe scaunul de har și de milă și de îndurare, nu pe cel de judecată. De aceea să avem încredere că Dumnezeul nostru ne iartă. Și după ce vom face rugăciunea în comun, prin fratele Gabi Crișan ne vom ruga pentru binecuvântarea pâinii, iar prin fratele Ducu pentru binecuvântarea rodului viței. Citesc versetele amintite. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el. Căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Amin. Amin. Ne rugăm Domnului. Tată Ceresc, și în dimineața acestei zile, o Doamne, suntem plini de recunoștință cu toții că suntem prezenți aici, o Doamne, că ai fost tăria noastră, că ai fost prezent la rugăciunii, la vestirea cuvântului în cântare și în tot ceea ce am făcut aici, o Doamne. Venim cu mulțumire să slăvim numele Tău minunat. Îți mulțumim pentru dimineața acestei zile, pentru harul care ne-a oferit din nou, Doamne, de a fi la părtășie împreună aici. Acum când suntem la această masă, o Doamne,
așa cum ai sărbătorit-o, Doamne, împreună cu ucenicii Tăi, dorim ca să-i dai valoarea trupului Tău și a sângelui Tău la pâine, la rodul viței, să ne binecuvântezi pe toți, o Doamne, cu o inimă curată înaintea Ta. Și făcând lucrul acesta în aceste momente, luând din pâine, din rodul viței, să avem viață noi înșine, o Doamne, până în ziua când vei veni să ne iei, să ne duci de aici la Tine acasă. Până atunci, ori prin ce ar trebui să trecem, Doamne, ajută-ne să ieșim biruitor. Cerem biruința Ta, puterea Ta. Tu ai dus cununa de spine în locul nostru, Doamne. Ai dus crucea în spate, o Doamne, pentru noi. Ți-ai dat viața pentru noi, Doamne, ne încredem în Tine și cerem ca pacea Ta să fie peste noi. În dimineața aceasta doresc, o Doamne, pentru toți acei care se vor abține de diferite motive, o Doamne, Te rog, îndură-Te și ajută-i pe fiecare ca să putem pentru data viitoare, o Doamne, să ne apropiem cu toți. Doamne, ne-a rugat pentru cei bolnavi în această dimineață, dacă sunt aici în adunare, treci printre rânduri și când ne vom atinge de pâine, de rodul viței, o Doamne, să primim vindecare în trupurile noastre și în sufletele noastre. Îndură-Te de toată adunarea, o Doamne, rămâi cu noi, fii, o Doamne, tăria noastră, fii nădejdea noastră și pentru toate Te glorificăm și Te slăvim, Tată, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim și pentru dimineața aceasta. Îți mulțumim, Dumnezeule, că și ne-ai cuprins și pe noi în planul Tău de mântuire, ne-ai chemat, ne-ai dat voință și înfăptuire și noi îți mulțumim pentru aceasta. Îți mulțumim pentru Iisus Hristos, jertfa mântuitoare. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru această șansă și această pârghie a mântuirii ca să ajungem la viață veșnică în împărăția Ta. Mă rog pentru Duhul Tău cel Sfânt ca să lucreze în continuare în viața noastră transformare, să lucreze sensibilitate, pentru că dorim, Doamne, ca și dimineața aceasta, Doamne, la masa sfântă, să fim atinși în inimă și în mintea noastră, Doamne, să înțelegem ceea ce ai făcut pentru noi, Doamne, să înțelegem că suntem chemați să fim beneficiari acestui act de părtășie cu trupul și sângele Tău, nu victime. De aceea, Doamne, lasă înțelepciune pentru noi, peste noi, peste fiecare, Doamne, să căutăm fața Ta, Doamne. Fă, Doamne, ca părtășia aceasta să lucreze integrare în trupul Tău pentru fiecare din noi, Doamne. Să lucreze împlinire, Doamne, să fim împliniți în acest spațiu spiritual al Evangheliei Tale, Doamne. Să fim utili, Doamne, pentru extinderea împărăției Tale, Doamne. Dorim, Doamne, ca Tu să binecuvântezi rodul viței, Doamne. Și fă, Doamne, ca odată împărtășindu-ne cu aceste elemente a trupului și sângelui Tău, ele să lucreze viață în noi, Doamne. Tu ești sursa vieții și a sănătății și prin Tine, Doamne, le avem pe toate, Doamne. Prin Tine, Doamne Iisuse, vrem să mergem cu o mai mare determinare spre împărăția Ta, Doamne. De aceea, Te rog, lucrează în noi, Doamne Iisuse, mântuire și viață veșnică. Binecuvintează-ne Tu, Doamne, și fă, Doamne, ca analiza care trebuie să o facem de fiecare dată când stăm la această masă sfântă, Doamne, să fie nu numai în ceea ce privește neajunsuri păcate din viața noastră, ci să cuantificăm progresul spiritual, schimbarea noastră treptate de la o zi la alta, de la o lună la alta. Fă, Doamne Iisuse, ca în noi să locuiască Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, și lasă bucuria mântuirii peste noi, peste fiecare. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat, ascultă-mă Tu. Amin. Cei ce se împărtășesc se pleacă pe genunchi, iar ceilalți ocupă locurile pe bănci.